scandalul Ponta, ofițer acoperit. De ce ați spus inițial că Traian Băsescu v-a cerut o listă de ofițeri sub acoperire pentru ca ulterior să rectificați și să spuneți că v-a cerut nume, nu listă? Da, pentru că, din punctul meu de vedere, vă trimit la Dicționarul Explicativ al Limbii Române, o înșelire de nume e o listă. Și mi-am asumat, am făcut și corectura și astăzi în conferința de presă, nume, mai multe nume și cu perioadele în care au lucrat și specializările la care au fost trimiși. Asta mi s-a cerut. Eu am considerat că e o listă. Dacă nu este așa, încă o dată spun că dar mi s-au cerut nume. Dar din documentul pe care Cotroceniu l-a făcut public, nu e un mare secret, îl am în față aici, la vecii dumneavoastră, l-ați văzut. Nu, nu fotocopiez documentele, tot ce doriți de la mine. Nu, a venit. Eu nu fotocopiez documente de la serviciu sau de altă parte. Dar l-ați văzut pentru că ele public, acum făcut de Cotroceni, nu e... Okay. Dacă e greșeala Cotroceniului, e treaba lor. Deci din acest document nu apare că v-ar fi cerut nume. Deci rezultă că v-am întrebat dacă așa, din guvern din prezenta, vă rog să mă informați dacă în Guvernul României există persoane care după 1990 au fost încadrate ca ofițeri acoperiți ai SIE. Nu se cer nume. Da. Și continuă. În cazul în care există astfel de situații, așa, vă rog să precizați perioada în care aceștia au fost ofițeri ai SIE și dacă au fost specializați. Cum se putea preciza perioada dacă nu spuneai un nume? Explicația dumneavoastră, dar nume nu vi se cere în această adresă. Dar cum poți să dai aceste perioade în care au fost în serviciu niște oameni dacă n-au un nume? Încă o dată vă întreb. Nu vi s-au cerut nume. Dumneavoastră a spus mi s-au cerut nume. Din adresa asta nu văd. Spuneți-mi numele și perioada. Să spune, domnule, vă spun, eu nu am documentele, au fost mai multe cereri, nu am documentele la mine. Au fost mai multe cereri. Că noi... Da, au fost niște reveniri. Sigur, președintele are... Cotroceniul a dat una singură. Da, e în regulă. Deci au fost mai multe. Da, sigur, nicio problemă. Deci, din punctul meu de vedere... Cereri înscrise sau verbale? Nu, și scrise. Au fost, din punctul meu de vedere, am considerat că dacă se cere o înșiruire de perioade în care unii au fost ofițeri sub acoperire și lucrează în guvern, înseamnă implicit și numele și este de fapt o listă. Repet, o deducție a dumneavoastră asta, că vi s-au cerut. O repetați de două, trei ori, am înțeles-o de prima oară, dar dați-mi nevoie să am o interpretare. Cum puteam să spun? În perioadele 50-60 au fost doi. Păi da. Dar nu aveam de unde să știu acest lucru. Are dreptate Traian Băsescu când spune că el ca președinte nu poate lăsa să se creeze un precedent instituțional, anume ca șefului statului să-i fie refuzată o informație din partea unui serviciu? Nu are dreptate deloc. Șefului statului nu se poate refuza, ci nici nu se pune problema de refuza niciun fel de informație care este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor dânsului în legătură cu modalitățile de obținere, cu sursele, cu operațiile care se fac pentru a obține această informație, nu are acces la ele, așa cum nici eu nu am acces. Dar dumneavoastră ați refuzat, ați explicat deja că ați refuzat cererea președintelui, bazându-vă pe prevederile unei hotărâri de guvern, da. Dar președintele la rândul lui spune că o hotărâre de guvern nu poate să bată o lege, legea pe care o invocă el. De ce ați invocat? Am o rugăminte. Haideți să încercăm să ne oprim, că n-am venit să discut despre acoperiș. Din punctul meu de vedere, chestiunea este încheiată. Am și încheiat-o azi în conferința de presă. Dar din punctul de vedere al interesului public este uriaș, domnule Mereșcanu. Da, dacă îmi permiteți, încerc să vă spun. Ce pot să zic? Care este legea după care judeci? Tot ceea ce se publică în Monitor Oficial. Această hotărâre de guvern era publicată în Monitor Oficial, deci era obligatorie pentru mine. A face interpretări, ce bate, ce e mai sus, e în consonanță, nu e, sunt discuții care n-au niciun sens să le facem la televizor sau la radio, ci de către organele competente ale statului. Sunteți specialist în drept, aveți studii doctorale în drept la Geneva, deci cred că e un principiu de drept destul de clar, și anume că o hotărâre nu poate să bată o lege. Dar cum bate legea, iertați-mă? Păi, nu știu, legea, înțeleg, așa, că nu vă interzicea să spuneți numele ofițerilor în rezervă. Da. Asta spune Băsescu, nu asum eu asta. Stați puțin. Legea spune un lucru foarte simplu. Hotărârea de guvern nu bate legea, detaliază legea.
dacă vreți interpretare, ca să vi-o dau, articolul 10 din legea de organizare și funcționare a serviciului de informații externe spune foarte clar că nu pot fi desconspirate nimănui și nicio împrejurare mijloacele informative, sursele și toate celelalte operațiuni care au fost, citesc din memorie, scuzați-mă că n-am știut că o să fiu supus la o analiză juridică pe text și n-am avut la mine. Nu cred că e o surpriză, având în vedere contextul. Nu, dar mi se pare aberant. Suntem în campanie electorală și discutăm despre lucruri care n-au nicio legătură. Haideți să vă întreb următorul lucru. Ieșim din mâlul acesta al legilor și HG-urilor și mergem la principiu. Așa. La principiu. Suntem în această situație. Mi se pare normal ca asupra președintelui României, în caz că iese Victor Ponta, să planeze timp de 5 ani sau 10 ani, depinde de numărul de mandate, suspiciunea că a încălcat Constituția fiind concomitent ofițer acoperit și procuror? Asta este sarcina organelor competente a României, că e Curtea Constituțională sau cine o se poate pronunța într-o asemenea chestiune, dar din punctul meu de vedere eu nu aș face-o. Asta e altceva, dar e o chestiune personală. Ce să faceți? Ce anume? Nu aș lăsa să planeze asupra mea o astfel de... Păi ați avut în mână... O secundă. Cum să nu planeze dacă suntem în acest cer vicios? Legea nu permite, spuneți, să fie... Din păcate, legea nu permite. Și dacă legea nu permite, atunci cum să ieșim noi din suspiciune? Asta e o chestiune, e o întrebare care trebuie să vă adresați și dumneavoastră, nu numai mie, că nu pot să vă dau soluție miracol. Eu aș mai avea o singură curiozitate pe tema asta și din punctul meu de vedere. Chiar, cinstit vă spun, de 72 de ore nu am decât ultima, ultima vă promit, e vorba de o declarație făcută astăzi, okay, sau oricum aseară, cred. Mă rog. Singura chestiune care va trebui clarificată legal, a spus domnule Mereșcanu, este că președintele a afirmat că are copii după documente transmise de SIE, lucru care este interzis. Documentele transmise de SIE, ați mai spus, se consultă de către beneficiarii politici și se restituie după consultare. Este interzisă, ați adăugat, multiplicarea și de conspirarea lor. SIE ar trebui să ceară niște clarificări. Întrebarea mea este ce anume ați dori să spuneți? Ar trebui să facă SIE o plângere penală sau cum? Nu. Clarificările și plângerile penale sunt atunci când nu există o altă soluție. Clarificările trebuie să fie normale în raporturile instituționale. Dar ce ar presupune aceste clarificări? Că nu înțeleg exact. O discuție la fie la Ornis, fie la Direcția de Specialitate a SRI-ului care se ocupă de păstrarea documentelor secrete în legătură cu modul în cum se administrează documentele secrete la președinție.